Vă reamintesc că al doilea concurs telefonic avea întrebarea ce ONG are reprezentanți aici în studioul Prieten de Familie. Și pentru că tot am adus vorba de concurs, vom extrage și primii câștigători. Am să te rog, Horia, să extragi tu, pentru că ai microfonul de mână, 3 bilete și să citești numele. Să vedem fericiții câștigători. Primul premiu este grătarul de grădină. Ruja Mihai. Dacă nu scrie localitatea, probabil este din Alba Iulia, domnul Ruja Mihai. Monorean Radu. Locul 2 și locul 3. Londroman Maria. Câștigătorii locului 2 și 3 vor beneficia de două, respectiv de un kebab de la Bosfor Kebab, un nou restaurant deschis la parterul blocului M3 de pe Bulevardul 1 decembrie 1918. La numărul de telefon pe care l-ați lăsat pe bilet, colegii vă vor contacta pentru a vă anunța cum puteți intra în posesia premiilor. Continuăm discuțiile, dar aș vrea un pic să mai ieșim din sfera medicală, pentru că deja ne-am înfierbântat aici. Suntem supărați pe guvern, pe administrație, pe toată lumea, pentru că s-ar putea face cu profesioniștii noștri foarte mult, dar, din păcate, resursele financiare sunt puține. Avem medici extraordinari, avem personal medical extraordinar. Sunt convinsă că în alte țări, cu posibilitățile financiare de aici, nu s-ar putea face mai nimic și totuși aici se salvează vieți, se fac minuni. Asta datorită medicilor care îi avem la noi în județ, de care trebuie să fim mândri și trebuie să fim alături de el pentru efortul care îl fac zi de zi în condițiile actuale economice. Și să încercăm să nu vedem acea parte negativă. De multe ori, un medic în ultima perioadă se dă. Se dă și la propriu și la figurat și în mass media. Și medicul apleacă capul jos și își vede de meseria lui. Haideți să încercăm să le aducem este respectul. Este trist pentru că sunt foarte mulți ani exact. De învățătură în spate și nu e o facultate ușoară. Și poate de asta sunt și atât de modești și acceptă să fie loviți. Domnul doctor spunea, medicina este o altă lume, e o altă viață, e o altă viață față de oamenii obișnuiți. La medici tinerețea durează foarte puțin, însă noi trebuie să avem neapărat tinerețea spiritului, fiindcă dacă nu avem tinerețea spiritului, nu putem să mergem mai departe. Deci, în sensul ăsta, vă spun că noi căutăm frumosul, așa am spus și spun așa, și ne mai fiecare dintre medici, fiecare colegi, unul colectează, să zic, monezi, unul poate pictează sau își colectează niște tablouri. Eu personal scriu și eu scriu foarte mult, am foarte multe articole, mi-am găsit acest, să zic, hobby, că este un hobby, și scriu și foarte mult despre... este un mod așa mai pamfletic de a scrie. Exact. Am citit și eu multe, da, din articolele dumneavoastră. De toate domeniile. Și emisiunea de la radio spuneam că da, dacă treci dincolo de durerea omului, este un dialog spumos. Un dialog, sigur, exact așa. Și atunci asta este. Deci noi trebuie să facem ceva ca să depășim suferința umană și o facem așa. Însă vreau să vă spun și nu vreau să plec de aici fără să nu spun acest lucru. E foarte important să fii și credincios. Să nu uităm credința, mai ales la medici, să nu uităm credința, fiindcă ea, fără credință, nu putem face absolut nimic în viața aceasta. Sigur că de multe ori îi spun și la oamenii de rând, da, și la intelectuali și la prietenii mei, e foarte importantă și rugăciunea. Să știți că rugăciunea spusă așa din suflet profund. Și profund și cu un respect pentru persoana respectivă, de multe ori să știți că m-am rugat nu pentru mine, ci pentru pacienții mei. Mă rugam să meargă bine, mă rugam să fie bine, să nu facă complicația care poate puteam că o face, fiindcă n-aveam instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Noi, cei care lucrăm în chirurgie, o să vedeți, de exemplu, la Blaj, la Alba ei sunt mai privilegiați că au gardă chirurgicală. La noi, la Blaj,
Noi avem o gardă chirurgicală, dar și din ginecologi, din medici de familie și atunci noi suntem doi chirurgi. Eu și cu doctorul Balint, care suntem la domiciliu. Ce înseamnă domiciliu forțat? Trebuie să stai acasă. Înseamnă săptămâna respectivă, deci scrie și pe gărzi, eu stau acasă, nu-i voie să mănânc, să beau, nu-i voie să mă îmbolnăvesc și să ajung în 5, nu-i niciun problem, că eu stau foarte aproape de spital. Și e la fel, dar să nu bei, să nu mănânci, să nu faci chefuri. Practic este o gardă, dar la domiciliu. O gardă la domiciliu care e neplătită. Ani de zile, de pe vremea Ceaușescu și până acum, noi am făcut chestia asta. Asta e un sacrificiu pentru noi. Sigur că lumea merge la weekend, merge în iarbă verde, noi stăm acasă și așteptăm telefonul respectiv. Sigur, mai citim, mai nu știu ce, dar atunci trebuie stăm acasă. Să o felicităm pe doamna pentru că da, a rezistat atâția ani în singurătate. Sigur practic, că da. Este așa. Este a doua parte grea a medicului. Parte care, da. Consoarta să te înțeleagă. Sigur că da. Aici este o problemă deosebită. Deci este bine să fie de profesii diferite, zic eu, adică că dacă sunt de aceeași profesie, și mai greu. Deci un chirurg cu un chirurg sau un ginecolog cu un chirurg, ferească Dumnezeu, nu te mai întâlnești. Avem gărzi, câte 5 gărzi pe lună, avem tot felul de probleme. Da, deci, dar oare dacă vine din altă profesie, poate să înțeleagă absențele repetate de acasă. Nevastă mai este farmacistă, deci totul ce apropiat și atunci ne completăm, să zic așa. Dar să știți că mâna dreaptă a medicului la noi în medicină noastră este asistenta medicală. Deci o asistentă medicală bună, o asistentă medicală care ia stă tot timpul acolo lângă bolnav, ea îl vede cum tușește, cum scuipă, cum, ce urină are, ce fecale are. De multe ori la fetele de la mine, de la școală, le spun că fecalele din melenă sunt urât minusitoare față de fecale normale care sunt parfum Gucci. Deci le spun acest lucru ca să știe că asta este omul. Deci suntem formați din, nu numai din materie, și din spirit și din... Tot veni vorba de parfum, da. Și tu ai niște hobby-uri, dincolo de profesia ta, legate mult de artă. Începând de la arta plastică și până la arta... cum să spunem, viniviticolă. Da, asta mă leagă. O enologie, cred. De câțiva ani tot a început tot așa ca un hobby într-un stagiu care l-am avut în Germania, acolo s-a întâmplat tot undeva prin 2005 și am fost impresionat de ce am văzut și de atunci, într-adevăr, cum spunea domnul doctor, unii colecționează timbre, alții scriu și eu am... Tu ești impresar. Nu pot să spun, dar niște amintiri plăcute față de ce s-a întâmplat. Avem pe ecran câteva imagini de la unul din proiectele tale de artă. Da, a fost... Artă la înalt grad. Da, prima dată când am adus colecția de Salvador Dalí în România, la Alba Iulia, pentru prima dată, la Timișoara și la Chișinău. A fost extraordinar pentru mine, a fost o experiență, dacă țin minte, în 2006-2007 se întâmpla imaginile care le avem la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Da, este o perioadă care m-a marcat foarte mult și pot să spun că sunt mândru despre acest proiect. Să sperăm că... Ce tineri erați, da, atunci! A fost foarte frumos, foarte de impact. Poate acum, cu mintea de acum, aș fi făcut altcumva, mult mai bine. Dar experiența se capătă în timp. Da, cred că albailienii s-au bucurat sau și-aduc cu drag aminte. Dar mi-aduc aminte că te-am întrebat atunci dacă sunt chiar adevărate sau făcături. Da, că nu ne venea să credem că putem să vedem. Fac parte dintr-o colecție internațională cu niște numeri de ordine, cu niște certificate. E un întreg proces complicat. Dar acum, după atâția ani, pot să spun una dintre probleme care atunci nu le puteam spune. Era cum le-am adus în țară. Trebuia să fim foarte asigurați la o sumă astronomică la față de Euroart Luxemburg, firma de la care le contractasem, și trebuia să asigurăm pază tot timpul. Ele erau în niște cutii sigilate de fier mare, fiecare acolo numerotate, și de la graniță până în, de la graniță din cum au trecut de Arad, trebuia preluate prin mașini securizate. Noi n-aveam banii să finanțăm și vreau să spun că lucrările au stat într-o mașină... Cam la cât se ridică asigurarea?
lor? Păi, era asigurarea undeva la 70.000 de euro atunci, mi-aduc de aminte. Bine, era, trebuia plătit pentru asigurarea la adevărata lor valoare. Atunci știu că la un prieten de-a meu în curte le-am ținut. Cam asta este adevărul. Dar după aceea de acolo cu autoritatea locală, da, ne-a sprijinit să le ducem în condiții de siguranță. Am fost și inocența vârstei, probabil. Da. Adi, tu joci tenis. Faci sport mult. Da, așa este. Că tot vorbim de pasiuni. Da, sunt un mare pasionat de sport, de mișcare. Mă bate cam des la tenis. Joc tenis cu Horea Timiș de câte ori am ocazia. Cam și tot le-am într-adevăr. Da. Sunt și eu un mare consumator de artă și am participat cu entuziasm la ceea ce a făcut Horea Timiș pe vremea când avea mult mai mult timp și era implicat pe partea asta cu Finoteca. Sper ca județul nostru sau Alba Iulia să aducă cât mai multă artă la noi. Nu avem, din păcate, ceea ce are Sibiu sau Clujul, ceea ce îți oferă Sibiu și Clujul în materie de teatru sau de evenimente de acest gen, însă sper să avem și la noi mai multe. Dar avem oameni inimoși, iată. Oameni inimoși, plini de inițiativă, sunt, sigur că da. Ana Maria, dincolo de Crucea Roșie, cu ce se ocupă un voluntar de acolo, un angajat de acolo? Ai timp liber? Cu asta aș începe. Da, deci noi întotdeauna spunem că pe lângă angajați suntem voluntari, pentru că după terminarea programului facem voluntariat. Din nou program. Da. O facem pentru că ne face mare plăcere să ajutăm oamenii să dezvoltăm noi programe și să fim profesioniști pentru această comunitate. Eu aș zice să mai și ieși din sfera asta profesională, da, pentru că poți să te bucuri de viață în foarte multe feluri. Uite, de exemplu, am putea merge la lansarea domnului doctor Frențiu, că urmează, da, o carte. Da, aș dori să lansez această carte a mea. O să sper ca de Zile Culturii Blejene, 15 mai, sper ce să fac acest lucru. Va fi în carte? Deci vor fi toate articolele mele. Peste o culegere de articole. O articole de articole și cu niște desene a unui artist plastic, în care abordez toate temele religioase, politice, sociale, practic, medicale. Practic ce a apărut de-a lungul timpului. Deci pot să zic, este o, dacă cineva citește aceste articole, și sper să fie așa, să fie o retrospectivă a anilor respectiv, începând din 91, de când am început să scriu, și până acum peste, să zic, 1000 de articole în ziarul Unirea. Am început cu ziarul Unirea, în Libertatea, în Condreiul Ardelean, în Monitorul de Alba, câteva și la Cluj. Deci asta este, asta mă frământă pe mine și este bine că totuși evadez în altă lume decât în lumea medicală. Evadez și în natură, am o cabană pe la Râmeț, acum mă duc, este verde la crud, evadăm în natură cu nevastă mea și cu câțiva prieteni, sigur, și găsim, citim, eu citesc foarte mult. Vă așteptăm la un moment dat, da, la emisiune și cu prietenii de familie să vedem ce spun și dânsii despre medicul chirurg. Da, sigur. a fost prima emisiune. Aș dori să vin cu niște prieteni de foarte mare valoare la nivelul Blajului, chiar cu primarul Blajului, de ce nu, fiindcă suntem tot niște prieteni de familie, să vedeți cam care este atmosfera în Blaj. Sigur că acolo la noi avem și multe alte lucruri de care v-aș putea spune. Este combinatul de vinificație de la Jidvei, de care ați auzit, vinurile extraordinare la care Horea... Și că tot am venit la vinuri, știți că Horea a avut la un moment dat o cramă vestită, pentru că acolo se degustau vinuri, dar se făcea și cultură. Da, este... Și cultură de foarte mare calitate. Este foarte bine. Și cu această ocazie vreau să vă spun că vinul, și Horea poate să mă completeze, este un aliment, dacă este luat în cantități normale, medii sau normale. De ce? Că lumea mă întreabă la telefon: domnule doctor, dacă beau 2 kg de vin pe zi, sunt alcoolic? Zic, da, ești alcoolic. Dar dacă bei una, două, trei pare pe zi de vin, nu ești alcoolic. De ce? Fiindcă vinul este o substanță și o ființă vie și care este pentru unele boli foarte bun. De exemplu, în insuficiența cardiacă, în bolile cardiace, un pahar de vin roșu care conține resveratrol, ați auzit de acest lucru, este extraordinar de bun și în toate coronaropatiile. De asemenea, lumea nu știe, tot așa vinul roșu omoară o bacterie care există în stomac, se numește Helicobacter pylori, de care ați vinul auzit. Vinul roșu? Uite,
de asta n-am știut. Vinul roșu omoară bacteria aceasta și... Și e chiar foarte răspândită bacteria asta. E foarte răspândită, aproximativ 60% din cei care au gastrită sau ulcer au această bacterie. Este răspunzătoare pentru cancerul de stomac, deci este bine să o eradicăm cu vinul roșu. Vin roșu, stimați telespectatori. Vreau să subliniez... Înainte de a sublinia, trebuie să te... Sigur că vinul... bineînțeles, vinul bun roșu. Și vreau să vă spun că... Da, dacă bem un pahar de vin, după o oră mor aproximativ 10.000 de bacterii care sunt patogene și care le avem în organism. Deci, după un pahar de vin roșu, după o oră merg aproximativ, 10 milioane de bacterii. Deci este formidabil vinul. Deci trebuie să-l consumăm în cantități însă suficiente. Sigur că noi la Jidvei avem vinurile albe de bună calitate, care sunt vinuri între, să zic, 6 reclamă. Și 14 grade. Păi asta este zona noastră, zona Jidveiului. Nu fac reclamă nici un vin. Sunt mai mulți și producători particulari care fac un vin extraordinar. Și avem o reclamă veche de pe vremurile împăratului Austro-Ungariei. Sigur că vinurile sunt albe, roșii sau negre, să zic așa, sunt cupaje, lumea nu știe ce înseamnă cupaj. Cupaj înseamnă un vin din mai multe soiuri de calitate, deci un amestec în anumite proporții, care este foarte bun. Noi facem foarte multe cupaje acolo, sunt și vinuri de soi extraordinare, dar în general vreau să vă spun că vinurile sunt sănătoase în cantități, încă o dată, stimați telespectatori, rezonabile, moderate. Nu 2 kg, că atunci vorbim de altceva. Horia, înainte de a continua cu vinurile, pentru că și după o scurtă pauză vom continua cu vinurile și cu modul în care se intersectează cu arta sau s-a intersectat cu arta în proiectul tău, o să luăm o scurtă pauză, dăm stop și celui de-al doilea concurs telefonic, iar pentru al treilea concurs am să pun următoarea întrebare. Ce proiect important a avut Horia Timiș la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, proiect din care ați văzut curgând pe ecran și câteva imagini? Luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem la vinuri și la beneficiile lor.